În caz de calamități naturale, spitalele ar trebui să aibă un stoc de medicamente. La Petroșani există acest stoc unde sunt depozitate medicamentele strict necesare. Prin conformitate cu prevederile legale, spitalul trebuie să aibă un astfel de stoc. Este ceea ce, mă rog, în limbajul nostru intern, este acel stoc intangibil care există permanență la farmacie. Aveți asigurate medicamentele necesare? Deci, în general, în acest stoc intangibil se păstrează, dacă vreți, medicamentele de strictă necesitate. Teoretic, acel stoc este intangibil, însă la evenimentele de la Mina Petrila din anul 2008 a fost nevoie de utilizarea medicației. Ultima dată când s-a intrat mai serios în acel stoc a fost în momentul în care a fost acel accident de la Petrila. Cu arșii. Potrivit legislației, în rezerva Ministerului Sănătății ar trebui să existe stocuri cu medicamente, vaccinuri, dezinfectante, anestezice, dispozitive medicale și alte materiale specifice. Acestea ar trebui să fie reînnoite odată la 10 luni.